și ia-ți tot ce dorești. Ram diri diri diri, ram diri diri diri, ram diri 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 dam. Ram diri diri diri, ram diri diri diri, ram diri 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 dam. Vine repede și zice, bun venit la noi, voinice. Vine repede și zice, bun venit la noi, voinice. Am mâncare bună, aleasă, flosca stă plină pe masă. Am mâncare bună, aleasă, flosca stă plină pe masă. Cu biroșul din Urcea, de rămâine-i că la ea. Măi, din roșu, din butoi, de rămâne-ți amândoi. Și-am diri, 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 și-am diri, 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 și-am diri, 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 da. Și-am diri, 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 și-am diri, 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 și-am diri, 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 da. Vinui dulce, gura-i dulce, de la han nu m-aș mai duce. Vinui dulce, gura-i dulce, de la han nu m-aș mai duce. Aș sta cu tine mereu, m-aș face hanciu și eu. Aș sta cu tine mereu, m-aș face hanciu și eu. Patru nopți și patru zile, de-ar cădea cârșma pe mine. Patru nopți și patru zile, de-ar cădea cârșma pe mine. Ram diri diri diri, ram diri diri diri, ram diri 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 dam. Ram diri diri diri, ram diri diri diri, ram diri 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 dam. Siguranță cântecul e doar cântec, acum nu mai are voie domnul Vasile să meargă la Liana. Vreau să te întreb cum îți cheamă soția. Soția mea o cheamă Iuliana.
Iuliana. Apropiat. Deci, apropiat. Iuliana, da. Vis-a-vis de scriitori, vreau să aduc... Soția mea este basarabeancă de origine și vreau să spun că trebuie să aducem în prim planul culturii noastre românești scriitori din Republica Moldova. Grigore Vieru a fost un nume și un reper pentru noi. Eu sunt, fiind un mare patriot, vreau cât pot lupt ca să aduc partea de peste Prut cât mai aproape de noi, de România. Sunt artiști extraordinari acolo, nu știu dacă ați fost, sigur ați fost, nu cred că nu. Știu că au fost de aici la noi, la Centrul Cultural, au fost scriitorii de la Chișinău. Și dacă se poate, cât putem, pe cât posibil să-i promovăm, să-i punem în prima linie, pentru că merită într-adevăr. Sunt români și noi suntem români, cei care sunt patrioți și simt românește trebuie să gândească așa, după mine. Este corect ceea ce zici, rămânem tot la tine, după care venim spre doamna Dora. La voi este obiceiul sânzienelor? Nu, la noi nu este obiceiul sânzienelor, este în Ardeal, dar s-a preluat în ultimii ani, puțin câte puțin. Și se mai face, dar nu. Este un obicei străvechi ardelenesc. Cristina, tu arunci pe casă la țară la bunici sânziene? Da, aruncam și când e mai mică. Și ce zici? Adică ce se întâmplă? De ce le arunci? Dacă cade jos, cununa ce? E rău sau bine? Nu știu, dar stai că ne spune doamna Dora dacă mai știe. Din câte mi-aduc aminte, trebuia să facem colăcei și să punem pe gard, așa ne spunea mama, și a doua zi am prins obiceiul de când eram copil, pentru că apoi am plecat. A doua zi, dacă vedeam un fir de păr de oaie pe colăcelul respectiv, aveam noroc la oi. Sau, eu știu din ce, așa mi-aduc aminte, dar... prea mult nu am beneficiat de acest obicei pentru că am plecat din Rebra și în Dobrogea se sărbătorește, dar nu sunt tradițiile atât de frumoase ca la noi. Haideți să vă spun atunci eu la toți trei cum este. Așteptăm. Că eu chiar l-am practicat, cel puțin pe la Maierul, la Cuibul Visurilor lui Liviu Rebreanu sau în zona mea la Dumbrăviț, acolo la Târlișua. Se culeg sânziene și cred că și pe la Tăure, sigur că da, Cristina, mâine te duci și te învață mama și tata ca să știi de acum obiceiul, se culeg sânziene de pe câmp și se fac niște coronițe cu ele care se aruncă pe casă. Dacă coronița rămâne pe casă, se zice că o să ai un an bun, sau la noi se spunea că trăiești în acel an, sau dacă cade, Doamne ferește, mori, ceea ce nu s-a adevărat niciodată. Mie de fiecare dată aproape îmi cădea, dar probabil era un an mai rău. Îți cădea, nu știu, prosperitatea de pe casă. La noi în zona așa se practica. Plus că mai este un joc la Maierul de sânziene. În această noapte se sare peste foc, tot cu simbol, da, un obicei frumos. Și cred și cu siguranță ți-am auzit de cel care este sufletul acestui ținut și cel care a făcut Muzeul Cuibul Visurilor, Sever Ursa, ilustru profesor. Da, am auzit, sigur, și chiar am citit despre acea revistă sau ziar de la Maierul. Haideți să mai prezentăm două cărți, după care mai vorbim un pic cu invitații ceilalți. Cât în Mangalia, cred că au trecut prin clasa mea în jur de 14... Avem telefon, luăm telefonul, după care... Alo! Alo! Bună seara! Profesorul Viorel Rusu. Bună seara, domnul profesor! Vreau să o felicit pe costăteana mea, doamna Savetuca, cum îi spunem noi, pentru frumoasele ei realizări literare. Și să o invit să-și amintească de perioada în care am fost colegi la Rebra, de colectivul didactic de atunci și... de asemenea, de faptul că a fost educatoarea fetelor mele. A dat dovadă atunci de calități pedagogice deosebite, așa încât nu întâmplător, sunt sigur că nu întâmplător a avut realizări atât de frumoase în acest domeniu. Și acum mă bucur să o văd și să aflu că are